Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Actualitatea Mara Media. Vă invită pentru început să vedem despre ce vom discuta în această seară. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. Supărați pe promisiuni neonorate, așa sunt o parte din medicii care au intrat astăzi în grevă japoneză. Ei au decis să poarte banderole albe în semn de protest față de tergiversarea lor unor decizii la nivel guvernamental în ceea ce îi privește. Ora Pământului a fost sărbătorită și în municipiul Baia Mare. Cei mai activi au fost membrii Asociației Cercetașii Munților, care s-au strâns în piața cetății din oraș pentru a respecta mesajul din acest an pentru comunitatea Earth Hour din România, și anume, dăruiește naturii din energia ta. O parte din medici sunt de astăzi în grevă japoneză. Ei au decis să poarte banderole în semn de protest din cauza tergiversării luării unor decizii la nivel guvernamental în ceea ce privește. Federația Sindicală Hipocrat și Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor, membre ale Cartel Alfa, au început astăzi seria de proteste anunțate, care debutează cu grevă japoneză. Decizia a fost luată după întâlnirea pe care conducerile celor două organizații sindicale le-au avut cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Discuțiile au vizat soluționarea revendicărilor salariaților din sănătate și nu s-au finalizat cu un calendar concret și realist pentru rezolvarea acestor probleme, spun reprezentanții celor două organizații într-un comunicat de presă. Solicitările vizează, printre altele, aplicarea prevederilor legii numărul 284 din 2010 privind salarizarea unitară și în sănătate, în sensul reîncadrării personalului, având ca valoare de referință salariul minim brut pe economie de 1250 de lei și acordarea tuturor sporurilor calculate la salariul efectiv, precum sporul de condiții deosebite de muncă, sporul de doctorat. Cele două federații membre ale Cartel Alfa și-au stabilit și un calendar al protestelor. Potrivit acestuia, greva japoneză va dura până în 27 martie, iar dacă nu se va ajunge la o înțelegere amiabilă, pentru perioada 11-27 aprilie este programată grevă de avertisment și pentru 18 aprilie grevă generală, cu susținerea unei treimi din activitate și asigurarea urgențelor. Dezbatem acest subiect cu invitatul meu din această seară, doamna Piroșco Zodvo, vicepreședintele Sindicatului Independent al Medicilor și vicepreședinte în Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență! Bună seara și bună seara și telespectatorilor televiziunii dumneavoastră. În primul rând vreau să vă întreb cine este inițiatorul acestei forme de protest despre care am văzut astăzi pe toate posturile naționale, am putea spune. De fapt, o formă de protest se tot coace de foarte mult timp. În acest moment, două federații afiliate la Cartel Alfa au decis să se sprijine reciproc și să facem o acțiune comună. Adică e vorba despre Federația Sindicală Hipocrat și Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România. Și atunci protestul este în curs de desfășurare de azi dimineață în unitățile, județele unde cele două federații au sindicate membre. Așa și în Maramureș. Concret, ce vă nemulțumește? Așa cum ați spus în partea introductivă, ne mulțumește tergiversarea luării deciziilor și faptul că profesia noastră și statutul nostru social nu este recunoscut corespunzător și este totdeauna la sfârșitul oricăror discuții. Știți foarte bine că din 2010, de când a fost votată în Parlament legea 284, ceea ce nu s-a aplicat niciodată, au fost anumite modificări, schimbări. Unora a fost aplicată prevederea legii 284, altora nu, și profesia noastră totdeauna rămâne la urmă. De fapt, cred că din 44-46, de fapt, de aproape 50 de ani, noi suntem totdeauna la urmă. Și odată și răbdarea poate să diminue mult. Și acum suntem în această situație. Și chiar înainte să vin în emisiunea dumneavoastră, am urmărit și eu știrile
primul ministru destul de categoric a zis că nu sunt bani. Ministrul poate să caute soluții, dar nu e prevăzut nimica. Adică asta este ceea ce noi nu mai putem să acceptăm, totdeauna să fim lăsați ultimii din cei care ar merita să fie situația lor rezolvată onorabil. Ceea ce noi spunem că ar fi onorabil să avem o salarizare corespunzătoare statutului profesional și social. Dacă în Europa un medic la debutul carierei este salarizat cu 2,5-3 salarii medii pe economie din statul respectiv, cred că nu cerem un lucru ieșit din comun și nepracticat nicăieri dacă spunem că acesta este nivelul de la care ar dori să pornim negocierile. Adică la nivelul salarizării din România, salariul mediu pe economie, dorim acest raport să fie acceptat de partenerii cu care trebuie să purtăm dialogul și să încerce să rezolve solicitările noastre. În privința salarizării, asta ar fi, că putem să spunem că vrem legea 284, ei spun că acum lucrează pe altă lege și atunci niciodată nu ajungem la un numitor comun. Tocmai de aceea spunem cam unde am vrea să ne situăm în ierarhia profesiilor din România. Pe de altă parte, sunt foarte multe inadvertențe care au fost descoperite și de guvern. Chiar în ianuarie, probabil că mulți știu că guvernul a solicitat tuturor instituțiilor bugetare să transmită toate necorelările și inadvertențele privind grilele de salarizare. S-au făcut și calculele care sunt necesare pentru a reglementa aceste diferențe sau anormalități și cu asta totul s-a oprit. Și de aceea pot să vă dau un exemplu cam care este munca unui medic transformat în ore de muncă și respectiv în plată. Față de cele 140 de ore pe care le avem în norma de lucru, în care 20 de ore lucrăm în serviciu de gardă, efectuăm foarte multe ore de gardă în afara acestor ore, care pot fi și 100 de ore pe lună aproape, ceea ce înseamnă că medicul stă 5 sau 6 zile în gardă după ce își termină programul normal de lucru și după încheierea programului de gardă continuă a doua zi munca. Asta înseamnă o permanență de 30 de ore într-un spital, ceea ce este enorm, ceea ce este o supra-solicitare. Nu poți aștepta performanța cerută și pe care ar dori și medicul să-l aibă atunci când este deja peste 25, 26, 28 de ore de muncă, intervine epuizarea. Și pentru această epuizare pot să spun că venitul este absolut necorespunzător. Dacă în orice domeniu, în orice sector de activitate, pentru orele suplimentare, conform codului muncii, se plătește 75% spor, respectiv în zilele nelucrătoare și zilele de sărbătoare, sporul se plătește 100%, anomalia pe care găsim la noi, cred că nu mai există. Noi avem acum un salar de bază, dar aceste ore în afara normei de lucru nu se raportează la salariul actual, se raportează la salariul pe care l-am avut în 2009. Pe lângă că se raportează și este un tarif mult mai mic, pentru orele de gardă din 2008 nu se mai acordă sporurile pentru condițiile deosebite de muncă, deși toate orele de muncă le lucrăm în aceleași condiții. Nu se schimbă condițiile, doar timpul de lucru. Și atunci pot să spun că într-o zi obișnuită, față de tariful orar cu care sunt plătită eu, că nu pot să vorbesc despre alții, dar pot să dau
propriul meu exemplu, cu sporul pe care am, fiindcă lucrez într-o unitate cu condiții de muncă deosebit de periculoase, în zilele de lucru, când stau în afara normei de lucru, în serviciu de gardă, primesc abia 55% de cât primesc la programul normal. Dacă sunt de gardă în zile nelucrătoare, primesc 75% din plata cuvenită pentru programul normal de lucru. Adică nici de cum 200%, cum ar fi normal, cum prevede codul muncii. Această anomalie este recunoscută și se împinge, nu știm până când, rezolvarea acestei situații. Dar cum a rămas nerezolvat atâta timp? Nu știu cum a rămas. Eu însă mi-am fost președinte până acum 2 ani la Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor și eu am fost de nenumărate ori și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii. Am lăsat aproape de 6 luni câte un material. Răspunsul ori a lipsit, ori conținutul răspunsului a fost doar care sunt reglementările și normele în baza căruia ni se calculează. Nici de cum să revină la o normalitate, la ceea ce spune legea, că plată egală pentru muncă egală. Și respectiv să se respecte ceea ce este într-o lege organică, cum este codul muncii. Au dat niște regulamente la legea 285 și alte ordonanțe și ordine de ministru și așa mai departe, sigur, care încalcă chiar legislația primară, să zicem, o lege ordinară. Și nimeni n-a dorit să cunosc problema asta și nu e rezolvată. Anul trecut a fost o tentativă în mai a ministrului Bănicioiu, am primit și un draft, după care s-a așternut tăcerea. Și acum, în ianuarie, iarăși, degeaba au solicitat evidențierea acestei nereguli și sumele necesare pentru a le corecta, ele tot așa rămân și nicio perspectivă, cel puțin din discuția avută săptămâna trecută cu domnul ministru Achimaș și cu domnul secretar de stat Francisc Chiriac, nu au dat niciun răspuns mulțumitor și din ce am auzit astăzi din partea premierului, cred că avem mult de protestat ca să fie luat în considerare. Ca să nu spun și despre timpul exagerat și solicitările la care trebuie să răspundem. Am făcut tot așa, din cazul meu, un calcul. Anul trecut am avut peste 900 de ore lucrate în program de gardă, ceea ce dacă transform în zile, ar fi 130 de zile lucrătoare. Adică dacă s-ar compensa cu timp liber, eu 6 luni n-ar trebui să mă prezint la postul meu, ci ar sta în timpul liber acordat pentru orele de gardă. Dacă rezolvarea ar fi de acest gen, atunci nu știu cine ar mai fi pe posturi. Că și așa sunt foarte puțini medici. Și din acest motiv, din lipsa de personal, atât în rândul medicilor, cât și în rândul asistenților, norma de muncă este mult depășită. Și spitalele contractează servicii ca și cum normativul ar fi complet, dacă ar fi, ca și cum ar fi încadrat personal conform normativului, dar personalul este sub acest normativ, dar acoperă serviciile. Și atunci este o încărcare foarte mare și din acest punct de vedere, foarte multe sarcini. În timpul concediilor, însă ne înlocuim. Nu avem înlocuitor care să vină în locul nostru, ci ne înlocuim una pe cealaltă. Asta înseamnă că dacă o colegă este 3-4 săptămâni sau coleg în concediu, celălalt care rămâne lucrează dublu. Nu știu până când se poate aștepta și spera ca să nu clacheze în acest mod siguranța și calitatea serviciilor medicale și respectiv
Să mai fie medici care să continue în acest fel activitatea. S-a discutat și s-a pus în plan acea majorare de 25% a salariilor personalului din sistemul sanitar, despre care tot vorbeau și se băteau cu pumnul în piept cei de la Sanitas, dumneavoastră, da, cei din Federația Hipocrat și Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România. Ați beneficiat de această, da, majorare? Au beneficiat angajații, indiferent că e portar personal test sau personal de conducere sau medic sau asistent, din unitățile publice, doar din unitățile publice. La ei s-a referit acea ordonanță de urgență. Însă, cum am spus, medicii nici acum și să spun că nici în legea 284 sau legea pregătită și drafturile pe care le-am văzut din vremea guvernului Ponta nu ne aduceau chiar la o poziție dorită de noi, dar oricum mai favorabilă decât în prezent, când suntem absolut defavorizați față de un absolvent de academie militară, de poliție, de alte profesii unde pregătirea este de durată mai mică. Ei încep activitatea mult mai repede și cu o salarizare ca debutanți mult mai favorabilă decât un medic care studiază 6 ani, după aceea face un rezidențiat de minim 4 ani și salariul de debutant este destul de mic, acum cam în jur de 2600 de lei și vreau să spun că și de aici se poate verifica cât de necorelate sunt grilele de salarizare. La rezidenți știți că este progresivă creșterea salariului și dacă acel rezidențiat este de 5, 6 sau 7 ani, s-ar putea să ajungă la un salariu mai mare. Dacă au obținut și o bursă ce s-a dat din 2014, atunci venitul acestui medic rezident în ultimul an de rezidențiat a fost mai mare decât după ce a dat examenul de confirmare și a fost încadrat ca medic specialist debutant. Sigur că asta nu poate stabiliza medicii tineri, specialiști, ca să profeseze în România, dacă mai pierd din câștig față de ce au avut în perioada rezidențiatului și un medic rezident avea o salarizare foarte puțină. După ce și-a dat specialitatea, sigur că are și o responsabilitate. Ca medic rezident ai un îndrumător, nu ești răspunzător de activitate, nu contractează spitalul servicii pe munca rezidentului, rezidentul este în pregătire. După ce și-a terminat pregătirea și este medic specialist, rămâne cu un salariu mai mic. Este greu să-i păstrezi pe acești medici rezidenți în sistem? Da, cei care rămân, eventual rămân din motive familiale, majoritatea. Cei care n-au motive familiale serioase, ei de obicei pleacă din țară. Vreau să vă întreb cam câți membrii ai celor două federații, membre Cartel Alfa, s-au aflat astăzi sau se află în această săptămână în grevă japoneză? S-a făcut o estimare în jur de 7.000 de membri. Sigur, în Federația Hipocrate nu sunt numai medici. Acolo sunt și asistenți, infirmiere, în număr sigur mai mic. Camera Federativă este predominant, are membri medici și personal cu studii superioare, biologi, psihologi, fizicieni din unitățile publice. Concret, cum s-a desfășurat astăzi o zi de muncă? Astăzi? Păi spune termenul, nu? Grevă japoneză. Japonezii știm că muncesc
nu? Sunt dependenți de muncă. Asta a fost protestul nostru. Am muncit de fapt și am purtat banderola albastră ca semn de protest. Și așa va fi în cursul acestei săptămâni până vineri. Și așteptăm să vedem dacă se mai deschid ceva uși sau ne vor invita la continuarea dialogului. Și sigur că în funcție de aceste rezultate se va continua acest protest. Se vorbește despre eventuale pichetări sau meeting-uri și dacă nici acestea nu duc la rezultat, în aprilie probabil și o grevă de avertisment. Okay. Un semnal de alarmă destul de serios pentru sistemul sanitar. Da, și acum mai este Federația Solidaritatea Sanitară, care se pare că de astăzi are o altă inițiativă și propuneri și probabil că în cadrul Confederației vom discuta și despre propunerile lor și ce fel de proteste să facem eventual. Protestează și medicii de familie în această săptămână, așa că cred că au teme de gândit și subiecte de gândit la nivelul Ministerului Sănătății și a Guvernului României. Aveți și susținerea Colegiului Medicilor? Da, în multe județe au dat comunicate că ne susțin și știți că s-a format un nou ONG, Alianța Medicilor. Ei la fel au declarat și au dat comunicate că susțin și chiar și ei au intrat în grevă japoneză. De fapt, mai departe vom vedea cum ne pot susține, fiindcă anumite forme de protest sunt accesibile numai organizațiilor de tip sindical, nu de tip ONG. Vom vedea după aceea. Preconizați manifestări, pichetări și la nivel local? Sau nu cred că la nivel local, muncii. Probabil că va trebui să le organizăm în București, la Ministerul Sănătății sau Ministerul Muncii, Guvern. Se va decide în curând. Aveți, nu știu, invitație pentru susținerea revendicărilor din partea celor de la centru? Deocamdată, în această săptămână, greva japoneză se derulează la nivelul deci, unităților. Deci sunteți ca pe parcursul întregii săptămâni să purtați acele banderole și să evident, vă exprimați evident. Nemulțumirile. Și mulțumim și de ajutorul televiziunilor și a presei că transmite mesajul spre public și spre guvern. Nu cred că era o formă de protest pe care ar fi dorit românii să o vadă la televizor. Pentru că omul, când se duce la spital, își pune tot felul de întrebări și dorește să intre cât mai repede, nu? În cabinetul astăzi medicului. Nu a fost nicio problemă din acest punct de vedere. Toți pacienții au fost rezolvați și toți doctorii au fost la locurile de muncă. Cam care ar fi acel procent pe care îl doriți dumneavoastră în privința creșterilor salariale? Care va un procent favorabil? Că probabil cel pe care îl doriți dumneavoastră nu se va obține după declarația primului ministru. Păi, ceea ce ar fi oferit legea 284 ar fi fost oarecum o dublare. Dar spun, față de alte categorii și sectoare de activitate, încă n-am fost, să zicem, situați la nivelul dorit. În acei coeficienți de ierarhizare au fost multe alte profesii și poate și ele importante, dar noi un pic ne-am orientat după celelalte state europene. Cum sunt ierarhizate profesiile acolo și am luat drept model. Domnul prim-ministru, având o activitate și o experiență la Bruxelles, cred că ar trebui să fie mirat sau să vină cu contraargumente că celelalte state greșesc. Dacă ele nu greșesc, cred că ar trebui să urmăm exemplul lor.
Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Urmărim și noi cu interes calendarul protestelor. Deci până 27 martie va fi acel protest tip grevă japoneză, după care, dacă nu veți primi un răspuns... Eu vă promit că în timpul cel mai scurt vă transmit ce va urma, când se va hotărâ. Deocamdată e prima zi, e încă prea devreme ca să știm ce rezultat va fi după 5 zile. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Actualitatea Mara Media. De aici știi tot ce se întâmplă în Maramureș. Început de an și e bine să-ți faci de pe acum planurile de vacanță. Orice destinație ai alege, agenția de turism Marea Internațional Tur Baia Mare este partenerul ideal pentru achiziționarea vacanței tale de vis. Înscrie-te pentru o vacanță până în 31 martie și beneficiezi de reduceri de până la 25%. Informații suplimentare la telefon 0744 380184, e-mail info@maratur.ro sau pe site-ul agenției www.maratur.ro. Agenția de turism Marea Internațional Tur în Baia Mare, pe Bulevardul Urmirii, numărul 5, te așteaptă cu o vacanță la care visezi. Camera de Comerț și Industria județului Maramureș, prima cameră de sine stătătoare a județului Maramureș, este o organizație autonomă neguvernamentală de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate. Camera de Comerț Maramureș organizează cursuri de pregătire profesională, perfecționare și calificare. De asemenea, mai organizează târguri și expoziții. Este un reprezentant exclusiv al Romexpo în Maramureș. De asemenea, mai organizează prezentări de evenimente, aniversare, firme, seminarii, workshop-uri sau mese rotunde. De asemenea, mai oferă asistență, consultanță, întocmire, documentații pentru constituire sau modificare de acte constitutive. De asemenea, mai oferă consultanță și asistență în domeniul managementului calității. Totodată, furnizează informații structurate pe diferite domenii de activitate, informații privind programe de finanțare, emitere certificate de origine pentru exportatori de mărfuri sau produse în afara Uniunii Europene. Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bulevardul Unirii, numărul 16. Apelați cu încredere la serviciile noastre! Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru sighetul armației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de incidență la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Morii. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu. Pentru un zâmbet sănătos. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ora Pământului a fost sărbătorită și în municipiul Baia Mare. Cei mai activi au fost membrii Asociației Cercetașii Munților, care s-au strâns în piața cetății din oraș pentru a marca mesajul din acest an pentru comunitatea Earth Hour din România, și anume dăruiește naturii din energia ta. În seara aceasta, când pe globul pământesc și în peste 50 de orașe din România se aniversează
ziua Pământului, scoțând în evidență în mod special de către cei care au fondat acest eveniment sau ne-au pus în vedere să comemorăm această ora Pământului, este respectul pentru natură și plecând de la respectul pentru natură și respectul pentru tot ceea ce este creat de Dumnezeu într-un final, pentru că natura ne este pusă la dispoziție de Dumnezeu și foarte multă lume acest lucru îl uită. La aceste condiții, organizațiile mondiale au instituit o zi prin care sau în care toată lumea să reflecteze la respectul pentru natură, la poluarea pe care o fac oamenii în natură și să reducă și să îi conștientizeze pe oameni privind reducerea deșeurilor. Bine, asta a fost punctul de start. După aceea, sigur că comunități locale, naționale și internaționale sunt chemate să reflecteze cum pot să trăiască mai ecologic. Vorbim despre ecologia umană, vorbim despre a trăi cu cât mai puțin consum energetic. Într-un fel să ne întoarcem la a trăi simplu. Și această trăire simplă înseamnă întoarcerea în natură. Nu înseamnă că suntem chemați să trăim în sălbăticie, dar înseamnă să fim conștienți că noi facem o foarte mare risipă de curent, de energie și că poluăm natura prin toate activitățile acestea ale noastre și să ne aducem aminte că de multe ori când mergem în spațiu verde, în loc să stăm în liniște și să ascultăm glasul naturii, se pune muzică și se dă muzică tare, se fac grătare și se poluează cu acel fum natura pe care Dumnezeu a creat-o. Pe de altă parte, sunt foarte bucuros că acești tineri, membrii ai Asociația Cercetași și Muzilor, care prin definiție cunosc și protejează natura, au organizat un moment special pentru a conștientiza pe tinerii aici prezenți și pe invitați despre importanța trăirii natură, respectului naturii, activități de ecologizare și nu în ultimul rând activități care să ne conștientizeze și despre faptul că natura ne-a fost dată în dar. Și aici sunt cumva împins să aduc aminte că Papa Francis, care este un foarte popular personaj astăzi, pe lângă că este conducătorul Bisericii Catolice, a scris o enciclică despre ecologie, în care ne cheamă, în primul rând, să ne curățim noi pe noi, înainte de a curăți natura, și după aceea să avem grijă ca modul nostru de a vedea natura să fie în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a creat. Adică ne-a pus-o la dispoziție să o stăpânim, nu să ne stăpânească, să o îngrijim, nu să o distrugem. Tinerii prezenți la acțiunea din piața cetății pot fi un exemplu pentru cei care se dezlipesc greu de telefoanele mobile ori alte accesorii care au legătură cu utilizarea energiei electrice. Tinerii au mărturisit că în natură pot fi fericiți și fără telefoane. Având în vedere că noi ne desfășurăm activitățile în natură și tot ce înseamnă cercetășie este desfășurat în natură, ora Pământului e un mod de a arăta faptul că noi ținem la Pământ și de a îndemna oamenii să intre în această acțiune. Tu una te-ai descurcat fără curent, nu știu, da. O zi întreagă te vedea să treci fără curent, da, sau o săptămână? Stăm în tabere la cercetași fără curent și suntem foarte fericiți, și fără telefoane. Și cât ai putut să stai fără telefon, fără curent, fără... Păi cam în fiecare vară stau cam 11 zile fără curent și fără telefon și sunt cea mai fericită. Se sărbătorește Ziua Mondială a Pământului. A, așa, și mai exact, timp de o oră ce facem? Se stinge lumina pe străzi, se economisește energie pentru a salva Pământul, la impulsionarea oamenii să economisească energie, să nu polueze atât de mult planeta. Tu ți-ai vedea viața, nu știu, fără telefon mobil? Da, îl folosesc numai de nevoie, dacă am nevoie. Cât timp ai rezistat tu fără curent? Așa, cel mai mult, cât ai stat tu fără să ai acces la curent, la PEC, la orice înseamnă electricitate? Nu pot să spun exact, nu am încercat niciodată, dar, adică să încerc pe o durată foarte lungă, dar maxim am rezistat și 2 săptămâni și mai multe trebuie. Prin lumină pot să văd celelalte obiecte
Și acolo sunteți voi, în acel, în acel crin, simbolul regalității, regalitatea sufletească, nu? Voi sunteți cercetași care deja prin denumirea munților tindeți să trăiți înalt, la înălțime. Și spuneam adineori că la înălțime se ajunge prin fie în urma unor vulcani care creează munții, fie prin două plăci tectonice care, creând presiune jos, ajunge ca sus să fie vârf foarte frumos. Și din această frământare, din această presiune a voastră de jos, dorință de mai bine, mai frumos, să continue lumânările astea să fie prezentate celorlalți tineri pe care îi întâlniți și cu care veți construi în continuare, că noi suntem deja undeva, aș vrea să zic, partea a doua a vieții, dar voi sunteți cei care veți continua să construiți lumea, natura și să puneți, să faceți în așa fel încât prin acțiunile voastre să respectați și să promovați respectul pentru natură și prin momentele în care le petreceți voi în natură și voi deja știu că faceți multe lucruri în și pentru natură și nu doar curăția de gunoaie, cum se înțelege prin ecologizare, și după aceea și prin activități de promovare și mediatizare a ce înseamnă respectul pentru natură, pentru om, pentru simplitate. Tinerii cercetași au marcat acest eveniment în felul lor specific, au aprins lumânări, au cântat la chitară și au dat dovadă de multă voie bună, așa cum îi inspiră de altfel și natura. Andrada Seletki, o tânără din sistemul de protecție a copilului, și-a vernisat la sfârșitul săptămânii trecute prima expoziție personală de pictură. Este o expoziție prin care tânăra își exprimă stările, dorințele și pasiunea pentru natură. Expoziția ei poate fi vizitată până în 30 martie la Galeria Partner din municipiul Baia Mare. Andrada Marinela Seletki are 17 ani și este elevă la Liceul de Artă din Baia Mare. Andrada a fost susținută în acest demers atât de profesorii ei, cât și de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Încă ne aflăm azi aici la un eveniment care îmi umple sufletul de bucurie, pentru că avem alături de noi o tânără care viața nu i-a oferit întotdeauna ceea ce cu siguranță ar fi meritat. Dar Andrada ne demonstrează că se poate și astăzi suntem alături de ea la prima expoziție personală de pictură. Apreciez talentul, dăruirea și implicarea ei pentru a-și realiza visul și pentru a exprima frumusețe și sensibilitate în picturile sale. Am observat în același timp delicatețe, pasiune, dar nu în ultimul rând și perseverență, pentru că știu, Andrada, că de mică ai această pasiune și pictezi încă de micuță. Ne bucurăm că alături de alți copii și tineri din sistemul de protecție al copilului, Andrada vine să demonstreze încă o dată că talentul și dăruirea pot să izbândească în viață indiferent de locul unde și care este casa. Încă o dată, felicitări și suntem alături de tine în continuare. Poziția Andradei, culoare, prinde viață prin peisaje și portrete. Vreau să vă prezint una dintre cele mai talentate și mai frumoase eleve de la Liceul de Artă.
Este în clasa 11-a, la arte plastice. Tocmai a participat la Olimpiada Județeană de Pictură. Îi doresc succes. Și pentru mine este o emoție și o bucurie această zi. Când văd pe simezele acestei frumoase galerii cu un nume cu rezonanță născut de Baia Mare. Superbe tablouri pe care le-a lucrat acasă, în propriul atelier, în intimitate, ea împreună cu aceste frumoase culori pe care le-a prezentat în fața dumneavoastră sub forma unei explozii cromatice minunate. Merge mult pe peisaj, pe compoziție și îi place și portretul. Sunt adorabile acele imagini unde artele se întrepătrund, fata cu vioara, iată peisajele marine, peisajele de munte, o mare varietate, așa cum au făcut și mari artiști ai lumii. De la asta a început fiecare. Un debut frumos și după aceea explozia carierei artistice. Așa cum se întâmplă de ani de zile de când eu sunt profesoară la Liceul de Arte din Baia Mare. Și ea face parte din generația de elite. Elite care și-au construit frumos drumul, au un parcurs minunat. Sunt studenți și absolvenți ai academiilor și universităților de arte din țară și străinătate. Sunt mari artiști ai lumii și cred că ea pășește cu brio pe acest drum. Dumneavoastră, astăzi, și noi împreună, de fapt, asistăm la debutul unui artist care îi doresc să fie mare, să fie realizat. Așa cum poate se regăsește explozia de culoare a foviștilor, a domeniului pop art sau, de ce nu, postmodernismul, care o caracterizează și în superbele lucrări cu care mă surprinde și la clasă. Deci, în același context, o felicit pe doamna dirigintă, Acuța Lung, care este aici împreună cu elevii, cu colegii ei, cu prietenii ei și care, de fapt, a adus clasei debutul colectiv printr-o expoziție frumoasă a întregii clase, chiar în clasa noua. Ceea ce este, mi se pare, un gest extraordinar, iar Andrada se remarcă împreună cu ceilalți tineri pe care îi vedeți aici de față. Toți sunt foarte talentați. Pentru tânăra Andrada, în acest moment, prioritară este pictura. Faptul că ea, de la vârstă foarte fragedă, a început să deseneze, apoi să pinteze. Desigur, o să spuneți că nu ne mirăm, toți copiii desenează, e adevărat. Dar a persevera pe acest drum, deja desparte copiii în două ape. Unii merg în continuare, alții își caută alte și alte priorități. Pentru ea, prioritatea numărul unu este pictura. Posibil, și cred că așa este, mijlocul ei cel mai intim de exprimare și cel mai frumos învelit
este acesta. Arta, pictura, în mod special, pictura, vorbim de pictura tinerilor din ziua de astăzi. Expoziția Andradei cuprinde 56 de lucrări de pictură și va rămâne una de culoare pentru tânăra artistă, fiind și primul său demers de acest fel. Vă spun despre mine că sunt o persoană, la fel ca și oricare de aici din încăpere, care a muncit mult și mă bucur enorm de mult pentru rezultat. Și vreau să vă mulțumesc vouă că sunteți prezenți aici. În special vreau să-i mulțumesc doamnei Cășcuț că m-a îndrumat și mi-a zis ce e bine, ce nu e bine. Vreau să le mulțumesc părinților pentru că datorită lor nu aș fi putut să fac nimic. Să mulțumesc deja SPC-ului, doamnei Laura, doamnei director, pentru că fără sprijinul lor nu puteam. Vreau să mulțumesc și HSC-ului pentru că și ei m-au îndrumat și m-au ajutat. Să mulțumesc parohiei Sfântul Ilie pentru că datorită lor am participat la tabere de pictură și și dânsii m-au îndrumat în pictură. Mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc vouă că sunteți prezenți aici și acum pentru una din cea mai importante zi din viața mea. Și vreau să mulțumesc și doamnei diriginte pentru că a putut să fie de față și pentru că și dânsa m-a îndrumat cu sfaturi și îi mulțumesc foarte mult. Mă bucur că ai amintit de efortul pe care au făcut părinții tăi. Și eu sunt părinte și știu ce înseamnă. Au făcut un sacrificiu pentru tine să-ți prea binele, să te ajute așa mai departe. Mă bucur că am auzit despre tine că ai pasiune și lucrezi din pasiune. Ăsta sunt lucruri foarte bune. Eu am fost sportiv de performanță, fără transpirație și fără muncă nu se obține rezultat. Sau dacă se obține rezultat, nu se obține rezultat trainic. Deci decât așa accidental sau provizoriu. Ce poți tu să faci? Eu spun că părinții tăi, fără să fi vorbit niciun cuvânt cu ei, sunt convins că dacă te văd că ești călare pe lucru, adică lucrezi în continuare bine și înveți să zâmbești mai mult, eu zic că pentru ei asta e o satisfacție. Eu asta e părerea mea, fără să fii vorbit cu ei. Învață să zâmbești mai mult și să lucrezi bine în continuare. Expoziția Culoare poate fi vizitată până în 30 martie la Galeria Partner din municipiul Baia Mare. Actualitatea Mara Media a sfârșit. Rămâneți alături de programele TV Sighet. Să aveți o seară frumoasă!